Salutare și bine ați venit la un nou episod aici pe canal. Eu sunt LCH Gamer și am început EA FC 25, fostul, regretatul și mult, absolut deloc lipsitul FIFA. S-a dat drumul azi noapte în România, ora 12, ce-i drept eu având shop-ul pe UK, pe Anglia, am jucat FIFA la ora 2, ora României, un mic inconvenient. Am stat undeva până la ora 6 dimineața și m-am jucat. Și vreau să trecem un pic peste primele imagini, peste ce s-a întâmplat la început, să vedem care-i șmenul, care-i treaba cu acest nou EA FC 25. Trebuie să mă obișnuiesc că FCSB nu este aua și așa mai departe. Am fost acolo frumos instalat cu două zile înainte, că puteai să-l instalezi parcă cu două zile înainte. Avem același intro de la EAFC. Sunt un pic schimbate fonturile, imaginile din spate. Este acest verde, dacă se vede bine, că m-am asoltat, este acest verde foarte întreprinzător, ca să spun așa, și avem o poveste la început, îl avem pe Zinedine Zidane, îl avem pe domnul Zizou la el în birou și că am venit la el să îl întreb dacă vreau să înțeleg mai multe despre tactici. Vedem acolo o cană cu FCIQ, pentru că totul este bazat pe inteligența artificială în acest FIFA. Și avem nevoie să înțelegem că acum altfel interacționăm cu jucătorii. E faină mingea de la el din mână, asta pot să zic clar, îmi place mingea. Îmi plac detaliile care sunt acolo în birou, acele tabloașe și mai departe. Avem acest cinematic făcut de cei de la EA Sports, bă, sincer, cinematicul. Aceste acțiuni de branding, campanii de branding pe care le fac ei, afișe, carduri, design-uri și așa mai departe, arată excepțional și senzațional. De acest lucru nu ne putem lepăda. De ei. Dacă ar fi și jocul atât de bun precum toate părțile astea, toate cinematicurile și tot ce înseamnă poveste la EA Sports, ar fi senzațional. Trecem direct la Ultimate Team. Am desfăcut preview-ul acesta de Gold Pack. Absolut nimic. Freiburg și Otanti de la Freiburg, ceva, înțeles, hai să nu ne complicăm. Și în rest nimic, mai avem un fulcru acolo, m-am uitat să văd cum ce arată pe market, n-avea rost. Nu avem Hunter, nu avem Shadow, dacă era Hunter sau Shadow în pachet, parcă ne riscam și parcă ne băgam să-l cumpărăm, având în vedere că e undeva la 5.000 și Shadow și Hunter-ul. În preview, echipa domnului Radu Banciu, Olympic Marseille, Ruben Blanco, această globă a echipei. Îmi place că la preview de Silver Pack îți dă chestia de iese din pachet, de tunel de nebunii. Avem aici câteva pachetele, ce am primit de la obiectivele făcute până să putem să jucăm, la obiectivele făcute în companion, în web app. N-am prins mare lucru, astea oricum sunt untradeable. Ce e untradeable nu țin în club, nu are rost să umplu clubul cu 700.000 de kituri, tricouri, nebunii și alte prostii.
Ce știu sigur că nu o să folosesc, de exemplu, nu știu, Liga Alaska și Eredivisie și mai știu eu ce. Îl dăm direct la Quixel. Avem aici un 73 folderi, foarte mulți folderi, nimic impresionant. Avem kitul lui Real Madrid pentru home și kitul Rapidului. Momentan nu am bani să mă pun să iau kitul lui City și badge-ul și așa mai departe. Avem badge-ul Angliei, iar away-ul de la, adică kitul home al lui Rapid pus la away nu mă deranjează atât de mult. Jucăm în alt vișiniu. Am crezut aici că e ceva, dar am uitat că trebuie să fie, ca să fie walkout, trebuie să fie în spate, cum erau, cred că la FIFA 17, 18, nu mai știu unde erau tunelurile exact, de ți apăreau două bări pe laterale sau o bară sau whatever, e, așa trebuie să fie aici cu două bări. Dacă este tunelul, dacă vine tunelul și vezi jucătorul că vine, dar n-ai bările, înseamnă că este doar un jucător între 80 și 85. 85 nu este walkout, walkout este de la 86 ani sus. Mai avem small ăștia, nebuniile astea de chestii. Era 4 dimineața, nu puteam să mă pun la 3-4 dimineața cât era ca să fac acest monolog și această vlogoreie, vorbire logoreică pe care o pot face acum în condiții normale de somn. Am prins și Estadio Santiago Bernabeu. Era, doar nu i-aș fi dat Quixel la Bernabeu. L-am luat și l-am și aplicat să am un stadion de Doamne ajută când mă joc în Ultimate Team. Avem acest Lone Player Spec Pre-Order în care ți-l dă pe Bellingham din prima, pentru că nu așa este imaginea jocului. Și aici Bonmati, Arnold, Son, Foden și Griezmann. Aitana era foarte... Îmi făcea cu ochiul să o iau pe Aitana. Dar până la urmă am zis, oricum nu o să folosesc, nu prea îmi place să joc cu loan. Și l-am luat pe Foden. Vedem dacă o să joc cu Foden sau nu o să joc cu Foden. Iar aici am sperat, bineînțeles, am zis Doamne, Doamne, Doamne ajută. Nu a fost niciun Doamne ajută. A fost o domnișoară. A fost un Doamnele ajută. O domnișoară de 85, Huff sau Huff sau cumva, de la Wolfsburg. 82 pace, 71 shooting, 82 passing. Plus Matias Nunez, care o să-și facă loc în echipă, 2000 și un pic și tanti asta, 6700 Matias, deci nu, Mateus, nu Matias, scuze, Mateus Nunez. Avea acest Power Shot Plus Evolution Ultimate, încă nu știu ce fac cardurile astea, trebuie să văd care-și menul cu aceste carduri. Și mă așteptam să fie walkout aici. Mă așteptam să tunel, să luminițe, să labirinturi. Îl avem pe Hamsik, 84 pace, 85, 4 cu 5, 85 shooting, 85 passing, are power shot plus. Și așa arată echipa acum. Cu Mitoma, cu Nunez, cu Hamsik, cu Foden. Îl avem pe Koundé prins. Cred că printre primele pachete a fost Koundé prins prin pachetele de foundation făcute. Benitez, Livramento, RB, încă n-am jucat cu ei, că am jucat draftul, dar o să vedem ce și cum și ce facem și cum se întâmplă. Ca asta a fost și cu episodul pe astăzi. Vin mâine cu două drafturi, drafturi interesante, cu un pic de gameplay și să vedem ce se mai întâmplă. Până atunci poate un pachetele, poate nu pachetele. Până una alta, mulțumesc că v-ați uitat și la acest video. Dați cu like-ul, dați cu subscribe-ul, asta mă interesează cel mai mult. Și în comentarii spuneți-mi ce ați prins în primele pachete, ce ați prins în pachetele astea de Hero. Mulțumesc că v-ați uitat. LCH Gamer aici. Nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. Hai, v-am pupat!